Salutare! În spatele meu se întâmplă ceva foarte interesant, pentru că partenerii și colaboratorii mei de la Decra și de la L-Drive testează o stație de încărcare. Este amplasată într-o stație de carburanți OMV în București, pe Bulevardul Nicolae Grigorescu, și această stație de încărcare pentru mașini electrice este una dintre cele mai vechi instalate de L-Drive. Ei bine, pentru ca stația să funcționeze în parametri, din când în când e nevoie de verificare și de mentenanță, de o inspecție și de mentenanță. Decra are un echipament care poate emula cumva o mașină electrică și nu e nevoie să testezi stația cu o mașină, ci cu un dispozitiv și desigur cu un tehnician specializat. Asta se pregătesc ei acum să facă în spatele meu și îmi vor spune chiar ei de ce e importantă procedura asta și cum o fac mai exact. Salutare, Ionuț! Salutare! Ia zi-mi, ce facem azi și cum testăm? Arată-mi la echipamentul ăsta ce vedem aici. A, uite, are conector CCS ca de mașină. Conector CCS și șademo. Ok, bun, și la acoperi. Zice să nu-l folosești în condiții de umiditate. Deci dacă plouă, nu mai poți să faci testul sau ce faci? Se acoperă trusa în diferite moduri. Poți să o pui în portbagaj, poți să o pui pe bancheta din spate. Găsești modalități. Ok, bun. Deci interesant. Și practic cutia asta poate să simuleze ca și cum ar fi o mașină electrică și chiar mai mult decât atât, nu? Pentru că scoate niște rapoarte sau ce face? Exact, mai mult decât atât. Nu doar că simulează ce face o mașină, cum că ar încărca, face și măsurători. Măsurători de rezistențe, de izolație, Cum se derulează testul? Ce trebuie să faci mai întâi? Mai întâi de toate pornim trusa. Ok, deci ai alimentat-o la o sursă de energie din benzinărie, da? Da, în situația de față am alimentat-o pentru că avem. Se poate alimenta și de la mașină, dacă avem priză de 220, cu condiția unică de a fi conectată trusa la priza de pământ. Am înțeles, deci să aibă împământare. Să aibă o împământare, okay. Altfel nu. Am înțeles. Hai să vedem. Și mai departe ce faci? Deci după ce pornit, a rulat trusa de aici, butonul ăsta, da? A rulat programul. Ok, deci aici ne spune că e gata de folosire, da? Da. Ok, și acum ce faci? Se conectează încărcătorul stației. Ok. Bun. Blocăm mufa. Aha, deci ai un buton aici, nu ăsta, de lock-unlock. Da, nu-ți permite să mai scoți mufa. Ok, deci de aici. Bun, și acum trebuie să autorizezi încărcarea, nu? Sau cum? Îi dăm start la trusă. Ok. Și acum ne cere autorizarea de la stație. Selectăm portul de încărcare. Suntem pe conectorul 2 acum noi, da, ok, start. Folosești tu cardul RFID de la L-Drive, nu? Exact. Ok. Dar ai putea să pornești încărcarea și cu din aplicație sau din altă metodă, nu? Se poate din aplicație, se pot folosi toate metodele clasice. Ele se găsesc ca și instrucțiuni pe orice stație de încărcare. Ok, bun. Și acum zice... După ce am fost autorizați, putem să începem testul. Ok, și cum facem asta? Dăm continuare. Da. Și trusa va începe testul. Cam cât durează testul ăsta? Așteptăm mult după el sau? Un minut, maxim un minut. Aha, văd că apar acolo niște valori cu OK. Da, putem citi parametrii în timp real, în partea dreaptă. Okay. În partea stângă vedem rezultatele. În timp real, în timp ce le și verifică. Și raportul ăsta tu unde l-ai stocat? Adică poți să-l vezi și în altă parte? Rapoartele rămân salvate în trusă. Pe urmă, cu ajutorul cablului de date, pot fi descărcate pe aplicația din laptop. Am înțeles. Și poți să le analizezi și să le trimiți mai departe clientului, nu? Exact. Ok, am înțeles. A, uite, zice că avem baterie 30%, dar evident că e un semnal fals ăsta, nu? Da. Cumva. El doar simulează o încărcare ca să poată să citească parametrii. Gata, spune că s-a terminat încărcarea. 16 secunde a durat testul ăsta efectiv, contorizat de stație. Așa. Aici vedem rezultatul, faptul că a trecut testul. Ok. Aha, deci nu e nimic în neregulă cu stația, nu? Exact. Ok. De stația asta are 2 ani de zile, am înțeles, de la cei de la L-Drive și fără probleme până acum, da? Fără niciun fel de problemă, da.
Acum oprim testul. Ok, și scoți conectorul, nu? Da. Deci tu practic în aproximativ 5 minute, 10 minute, hai maximum, de când ajungi în locație, tu poți să testezi stația și cei doi conectori, nu? Exact. Okay. Asta ține... verificarea unei stații se face în primă fază cu trusa, după care se face și inspecția propriu-zisă, inspecția vizuală și verificările prizelor de pământ și continuităților. Am în înțeles. Afară de ce poate trusa să măsoare. Ok, deci nu e o verificare doar un tester, să spun așa, e și o verificare a ta ca specialist asupra stației, da? Da. Ok, bun. Să vedem că nu au, stația este IP54, să vedem că nu au pătruns înăuntru, nu știu, animale, albine, tot felul de vietăți. Da. Să le spunem oamenilor, de exemplu, pe stația asta vedem că sunt aceste stickere de CRA. Următoarea inspecție este necesară în 2026, luna ianuarie. Da? Asta e ideea. Sunt două astfel de buline. E prima stație testată astfel de DECRA, prima stație din rețeaua L-Drive. Și practic ce am făcut noi acum pentru filmare este o repetiție, să zic așa, pentru că tu ai testat deja stația, nu, și ai validat-o, ai făcut toate procedurile și acum mi-a arătat mie cum se întâmplă, corect? Cum se întâmplă, deci da. De asta bulinele sunt deja pe stație, pentru că Ionuț de la DECRA a făcut deja inspecția, a verificat ce trebuie să verifice și totul este în regulă. Mulțumesc tare mult, Ionuț, pentru timp. Cu plăcere. Și spor la treabă cu verificatul stațiilor. Mulțumesc frumos! O zi ușoară! Cam atât din partea mea, eu mă bucur foarte tare că există voința ca aceste stații de încărcare să fie conforme, pentru că în călătoriile mele cu mașini electrice am întâlnit uneori și stații defecte și am înțeles în acest moment, știu mult mai clar, am o imagine mult mai clară despre ce înseamnă inspecția și mentenanța stațiilor de încărcare. Mulțumesc pentru vizionare, la revedere!